Cu 3 zile înainte de sărbătoarea Învierii Domnului, românii au luat cu asalt laboratoarele de cofetărie și patiserie pentru a cumpăra, conform tradiției, cozonaci și pască. Într-unul dintre cele mai mari laboratoare de profil din capitală se simte mirosul cozonacilor pregătiți după o rețetă tradițională. Cu nucă, stafide de rahat și cacao din belșug, cozonacul este așezat în formă și vreme de 45 de minute se coace în cuptor. Numai aici, cofetarii pregătesc zilnic peste 2000 de cozonaci, la care se adaugă și 1500 de bucăți de pască. De asemenea, cofetarii prepară dezori, torturi și ouă și iepurași de ciocolată. Pentru masa sărbătorilor pascale am pregătit pască cu brânză dulce și stafide și cozonac tradițional cu nucă, cacao și stafide. Toți angajații respectă regulile impuse de autorități. Sunt echipați cu halate albe, măști și mănuși, dar păstrează și distanța de siguranță. Potrivit datelor comunicate de producătorii din domeniul cofetăriei și patiseriei, în ultimii 3 ani românii au cumpărat de Paște în medie circa 10 milioane și jumătate de cozonaci și bucăți de pască.